mituri, controverse, etică. Care sunt miturile despre circumcizie? Mitul 1. Circumcizia afectează fertilitatea. Este fals. Producția de spermă se realizează în testicule, iar calitatea spermatozoizilor depinde de mulți factori legați de stilul de viață, dietă și sănătatea generală a bărbatului. Mitul 2. Circumcizia scade plăcerea sexuală. Este fals. Un studiu din 2016 clarifică faptul că, cu toate că prepuțul ar fi partea penisului cea mai sensibilă la stimularea prin atingere, acest lucru nu înseamnă că plăcerea sexuală este influențată în vreun fel de operația de circumcizie. Deci, circumcizia nu are niciun efect asupra sensibilității, plăcerii sau durerii resimțite în timpul actului sexual. Un alt studiu din 2012 a concluzionat că circumcizia nu are un impact negativ pe termen lung asupra funcției sexuale. Mitul 3. Circumcizia influențează mărimea penisului. Este fals. Cu toate că prepuțul poate face ca penisul să pară puțin mai voluminos, în stare flască, în timpul unei erecții, prepuțul se retrage și aproape dispare. Așa că, prepuțul nu influențează mărimea penisului. Dimensiunile penisului depind în principal de genetică. Controverse și mișcarea anticircumcizie. Încă din antichitate, interzicerea circumciziei a avut aspecte antisemite, iar în epoca contemporană, practica circumciziei a fost atacată pe motive atât medicale, cât și etice. În anul 119 era noastră, împăratul roman Hadrian a scos în afara legii ritualul circumciziei, abrogând astfel legalitatea iudaismului. În timpul celui de-al doilea război mondial, naziștii controlau pe cei care erau suspecți de a fi evrei, asumându-se că cei circumciși erau evrei. În 2007, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat în mod oficial procedura circumciziei în țările și regiunile cu epidemii de maladii sexuale, precum SIDA, dar, conform altor organizații medicale, circumcizia nu este recomandată. În anul 2010, Asociația Medicală Olandeză și Colegiul Australian Regal al Medicilor au luat o atitudine direct împotriva circumciziei, procedură pe care nu o recomandă ca o intervenție de rutină, punând în discuție eticitatea ei. Ambele instituții realizează că, pe baza datelor statistice existente referitoare la beneficiile circumciziei preventive și a rarității accidentelor, circumcizia este benefică din punct de vedere medical în multe părți ale lumii și nu reprezintă un risc major. Deci, aduc în schimb un motiv etic. Astfel, Accentul criticilor australieni este pus pe aspectul eticității în lezarea dreptului omului prin efectuarea unei operații neterapeutice pe un copil care nu este capabil de a consimți, a declarat public Colegiul Australian Regal al Medicilor. Societatea pediatrică canadiană s-a aliniat aceluiași argument, subliniind importanța dreptului copilului. În Germania s-a luat cea mai controversată hotărâre de către un tribunal regional din Com a decis că circumcizia minorilor este dăunătoare și încalcă drepturile copilului, iar astfel s-a ajuns la un verdict de interzicere a practicii de circumcizie chiar și din motive religioase. O hotărâre extremă în condițiile în care circumcizia este una dintre cele mai obișnuite operații chirurgicale din Statele Unite ale Americii, unde peste un milion de operații au loc anual, adică aproximativ una la fiecare 30 de secunde. Hotărârea curții germane s-a bazat pe hotărârea din 2010 a Asociației Medicale Olandeze, care argumenta că circumcizia băieților intră în conflict cu dreptul unui copil la autonomie și la integritate fizică. În Germania, Constituția interzice, ca de altfel în multe, multe alte țări, violarea integrității corporale a copiilor, iar circumcizia a fost văzută ca o încălcare a acestui drept. În Norvegia, unele instituții oficiale au recomandat evreilor și musulmanilor să renunțe la circumcizia propuzisă și să adopte în locul ei un ritual simbolic. Vă puteți da seama cum decizia tribunalului german din Coln a creat furor în rândul comunităților de evrei. Situația a fost clarificată în 2012 când o lege nouă, promovată de cancelarul de atunci Angela Merkel, a garantat dreptul evreilor de a continua ritualul circumciziei atâta timp cât procedura este făcută în condiții medicale propice. Proponenții beneficiilor circumciziei susțin că intervenția nu este o mutilare, ci mai degrabă din punct de vedere estetic, și ne luând în considerare beneficiile medicale menționate mai sus, un fel de chirurgie cosmetică, similară cu reducerea sânilor, liposucție îndepărtarea țesutului adipos în exces sau rinoplastie, refacerea unui nas distrus. Deci, circumcizia, în opinia lor, nu este o formă de mutilare, ci doar o modificare a aspectului persoanei. Din moment ce se pot atașa beneficii medicale unei astfel de proceduri, iar riscurile sunt minime în condițiile propice de igienă și expertiză medicală, decizia unei astfel de proceduri la nou născuți trebuie lăsată la discreția părinților și nu cea a legii. În SUA, Mișcarea anticircumciziei s-a organizat în jurul organizațiilor, avocații pentru drepturile copiilor și doctori împotriva circumciziei. Oponenții circumciziei susțin că, deoarece procedura nu este terapeutică și nu este susținută de dovezi medicale inechivoce, procedura trebuie amânată până când copilul ajunge la vârsta adultă și poate lua propria decizie în cunoștință de cauză. Cazurile în care un adult decide să fie circumcis din motive nemedicale sunt rare, iar motivele sunt faptul că procedura este mult mai complicată, cu o nevoie de anestezie totală, perioada de recuperare este mult mai lungă și cu dureri postoperatorii semnificative. În SUA, doar un bărbat din 200 optează pentru procedura de circumcizie la maturitate. Unele studii susțin faptul că circumcizia la nou născuți poate rezulta în daune psihologice ulterioare, inclusiv stres post-traumatic, anxietate și alte sechele mentale. Durerea și stresul intervenției pot contribui de asemenea la eșecul alăptării la sânul mamei, care mai apoi pot influența negativ dezvoltarea sănătoasă a nou-născutului. Această poziție a fost combătută de CDC, care susține că nu există efecte adverse pe termen lung a nou-născuților circumciși, atât pe plan psihologic, cât și al atașamentului față de mamă în timpul alăptării. De asemenea, este combătută și părerea că durerea cauzată de intervenție poate duce la orice fel de tulburări afective. Practic, datorită faptului că circumcizia este irreversibilă, nefiind posibil în general recrearea aspectului inițial al penisului, părinții nu au dreptul să iau o astfel de decizie pentru băieții lor. Cu toate acestea, un sondaj de la mijlocul anilor 2000, la care au participat 1000 de bărbați adulți, a găsit că 29% din bărbații necircumciși ar fi dorit să fie circumciși la naștere, în comparație cu doar 10% din bărbații circumciși care ar fi dorit să nu fi fost circumciși la naștere. Chirurgul Ștefan Gutuie afirmă că, dacă discutăm doar din punct de vedere etic și presupunem că băiatul nu are nicio problemă medicală, atunci răspunsul este nu, fiindcă este corpul lui și ar trebui să facă el această alegere, nu altcineva. Similar cu botezul, unde se scufundă copilul într-un cazan cu apă rece, nou născutul are o vârstă prea fragedă pentru a putea protesta. În concluzie, Iron Spitz afirmă în cartea penisului că problema este dificilă, chiar și din punct de vedere medical, deoarece unele din beneficiile circumciziei, cum ar fi prevenirea cancerului, se pierd dacă nu este efectuată la un nou născut și este amânată până la vârsta de consimțământ. Voi ce părere aveți referitor la acest subiect? Sunt curios să aflu în secția de comentarii. Mulțumesc pentru atenție! Toate cele bune!